Bună seara și bine v-am regăsit! Este Arcultura, este o nouă zi de vineri și o nouă întâlnire. Alături de mine se află domnul Ilie Pârvu, profesor în cadrul Facultății de Filozofie al Universității din București. Domnule profesor, bine ați venit! Bine v-am găsit! Așadar, încă o dată Arcultura pentru voi, încă o dată sunt aici pentru a vă aduce în atenție. Zic eu, poate e o problemă care vrând nevrând este cea care ne urmărește o viață întreagă și anume problema certitudinii. Ce știm cu adevărat, ce cunoaștem, de ce putem fi siguri. Sper că nu sunt deja băgat într-un câmp de eroare total, formulând astfel problemele. Dumneavoastră, domnule profesor, cred că veți putea să ne lămuriți cu mult, cu mult mai bine. Așadar, poate omul, ca să formulăm, nu neapărat bombastic din capul locului acest început de discuție, dar trebuie să pornim de undeva. Poate avea omul vreo certitudine? Evident că poate să aibă mai multe certitudini, un sistem de certitudini. Problema nu este atât de radicală, dacă există sau nu există ceva cert, sau putem obține ceva cert. Asta a fost o temă dominantă a... Modernității, gândiți-vă, scepticismul, îndoiala asupra posibilității cunoașterii certe a preocupat pe creatorii științei și filozofiei moderne, în așa măsură încât, pentru, chiar pentru Kant, respingerea scepticismului, adică a doctrinei după care nu putem ajunge la certitudine în cunoaștere, reprezenta scandalul filozofiei și trebuia să se găsească o soluție la o asemenea provocare. Ea vine din antichitate ca provocare, sceptici au fost întotdeauna și sunt și acum. Astăzi, certitudinea și complementarul sau opusul ei incertitudinea, reprezintă doi, două teme fundamentale care pot să structureze Practic, toate domeniile de cunoaștere și de activitate umană. Ai putea să faci din ele uh, punctul de plecare al unor sinteze care să vizeze vari domenii, de la matematică, logică, până la științele aplicate, cele mai, uh, cum să vă spun, empiric aplicate. Cum ar fi, de exemplu, știința care se ocupă cu previziunea timpului probabil. Da. Dar, oricum, acolo este o formulare de bun simț. Tipul probabil sau măcar așa sau era vin? pe vremuri. Da, Moisil avea o butadă când spuneau cei care se ocupă cu asemenea previziuni că au o anumită probabilitate de 50% cele prevăzute de ei și atunci el spunea de ce n-ați oferi cealaltă ipoteză dacă e tot egală. Da, până la urmă lucrurile înseamnă că sunt așa, într-o stare de echilibru. Mă rog, asta nu știm dacă ne convine sau nu, acest 50-50, ca să vorbim, în termen de piață. Se poate trăi în absența certitudinii? Asta bănuiesc că e întrebare mai mult așa, cu caracter filozofic, dar cu ghilimele de egoare acest filozofic. De, dacă asta se referă la chiar viața omului, la prospectul lui pentru viitor și așa mai departe, la proiectele lui pentru viitor, e greu de spus. Fiecare om are personalitatea lui, angajările lui. Dacă e vorba însă de planul teoretic, putem să obținem în cunoaștere, în știință, în cercetările aplicate un anume grad sau cât mai înalt grad de probabilitate, certitudinea fiind limita în această privință, asta este o altă problemă și asta depinde de uh, resursele, de la logică până la matematică, ale acestei uh, cunoașteri. Uh, în privința uh, omului, persoanei umane, există un sens special al certitudinii. Probabil la acesta vă refereați, sau al incertitudinii, este sensul psihologic. Noi putem trăi fără să avem un înalt grad de încredere în propriile noastre opinii, în judecățile noastre, în modul în care noi apreciem pe cei cu care suntem în relații sociale. Asta este sensul psihologic și ăsta are un coeficient de subiectivitate enorm. Unii nu trăiesc foarte bine în incertitudine, incertitudine sau în incertitudini, alții sunt disperați, eroi de tipul lui Dostoievski sau altor asemenea romancieri sau nu suportă ușor aceste stări de incertitudine. Cu totul alta este situația când nu ne referim la condiția psihologică sau la condiția într-un context uman al ființelor, Umane, ci la puterile lui de cunoaștere, la uh, forța de pătrundere a lumii reale a științei. Aici, certitudinea și incertitudinea se măsoară altfel și altfel de uh, sensuri. Există un sens logic, în primul rând. Deci, lăsând la o parte sensul psihologic, sensul subiectiv, există un sens logic. Uh, și acesta depinde, este determinat de tipul de raționament uh, pe care ne bazăm în, acest, uh, în, această inferență noastră. Dacă facem, ne referim la raționamente deductive, astea sunt certe. Dacă ne referim la raționamente, cum se numesc, inductive, astea au numai un grad de probabilitate. Dar de obicei, în viață, revenind la primul sens, ne conducem după cel de-al doilea, tip de inferențe, de raționamente. Plecăm de la anumite evidențe, la anumite fapte și încercăm să vedem cum stabilim pe baza lor o idee generală. Există și alte sensuri, un sens, să zicem, epistemologic. Valoarea pe care o are cunoașterea umană, nu atât gradul de fermitate sau de tărie al unei opinii sau al unei judecăți într-un context logic. ci de exemplu, o teorie, cum ar fi mecanica lui Newton sau atâtea teorii care succed, ele, ca întreg, au o valoare de certitudine sau au doar o valoare de cunoaștere relativă, circumstanțială și așa mai departe. Pot să vă pun o întrebare? Da. Uh, pentru că vă ascult... Uh... Absolut fascinat, uh, și încerc să țin pasul cu cantitatea de informație pe care cu generozitate o oferiți în fiecare răspuns al dumneavoastră. Totuși, aș vrea să vă întreb, așa, după cum mă spuneam și înaintea întâlnirii noastre, în mod uh, poate naiv și cumva din afara uh, problemei, miezului problemei, uh, e făcut omul pentru certitudine? Structura lui, întocmirea lui, device-ul ăsta, așa cum suntem obișnuiți să spunem, creierul, este făcut pentru certitudine? Uh, nu știu dacă pot să răspund la o asemenea întrebare. Într-o într primă instanță are un, are, un, au, au, are o aură hamletiană. Sigur, pe păi, tocmai de asta am <laughs> zis una. că s-ar putea să pară amatoristic și cumva teatral pusă în aș, scenă. Dar da. ea este întrebarea care... Cred că, că la o asemenea în întrebare trebuie eu. să ai talentul creatorului Shakespeare ca să dai un răspuns Un relevant. talent artistic, deci. Uh, și de construcția unui univers. Sigur. De uh, uh, imaginarea unor lumi posibile, uh, dense, ceea ce este operă de creație la nivel înalt. Uh, totuși, se poate răspunde și altfel. Este obligat să trăiască. Dacă vrea să-și perpetueze viața în condiții de incertitudine. Asta este situația uh, paradigmatică a epocii contemporane. Epoca clasică, modernă, avea acest ideal de exactitate, precizie, uh, certitudine. Din cauza aceasta, atribuia matematicii un rol extraordinar, uh, de care numea matematica model de certitudine și adevăr. De aceea, dacă vrei să obții o certitudine într-un domeniu, trebuia să transformi acel domeniu într-o matematică aplicată. Am în față o carte scrisă de un matematician american care se cheamă simplu matematica pierderea certitudinii. <laughs> Și uh, e o carte amplă, uh, dezvoltă ideea că aceste... Astea ide... care sperie, în mod cer. <laughs> În primul <laughs> Așa da. că, în mod, da. Și ideea este că de la acest ideal de cunoaștere bine precizată, ale cărei dimensiuni le putem determina în mod exact, dominată deci de idealul certitudinii, acest model de certitudine și adevăr, nu recent, ci începând chiar cu marile teorii. De după de ca analiza matematică și mai departe, au pierdut această certitudine, această valoare, și sunt din ce în ce mai mult uh, teorii reglate de raționamente plauzibile și nu certe, de alte moduri de construcție și de inferență. Cu atât mai mult, uitați-vă, lumea de azi este, dacă vreți, descrisă de cuvinte cheie, cum ar fi haos, risc, Uh, nelinearitate sau indeterminism, toate astea sunt concepte care sunt din aceeași familie și sunt interrelate cu incertitudinea. Deci incertitudinea nu ține numai de faptul că uh, mintea umană, după unele analize, n-ar fi fost în cadrul evoluției naturale acestei specii care se cheamă omul uh, capabilă să ajungă la acel nivel în care direct să facă față complexităților. Deci incertitudinea ar fi un fel de eșec al ei. Nu este incertitudinea, este, dacă vreți, oglinda de în planul cunoașterii a unei stări a lumii pe care o descoperim din ce în ce mai mult acum. Faptul că în cunoaștere avem incertitudini nu este o pierdere un eșec al cunoașterii, ce mai degrabă un reflex al acestei uluitoare complexități în care ne-am trezit majoritatea acestor realizări aparțin secolului XX, secolului al XX-lea, cel mai fantastic secol în istoria științei după secolul genilor, adică după secolul uh, al 17 lea Ăsta este secolul care ne-a pus în față o lume complet diferită de cea în care uh, omul credea că se organizează și, -o, și pe care o poate stăpâni rațional până la certitudine. Adică, uh, aș face un singur, vă dau un singur exemplu. Probabil cel mai faimos principiu din fizica acestui secol, principiul care poartă numele unui fizician german, Werner Heisenberg, nu întâmplător se numește în unele formulări principiul de incertitudine este, acest principiu este universal valabil pentru că această teorie mecanică cuantică în care este formulată este teoria de bază a întregii lumi naturale, inclusiv a lumii uh, care prelungește domeniul fizicii, lumea organică și așa mai departe. Vă dați seama, în miezul ființei naturii se află o situație care e descrisă de ideea de incertitudine. Nu cred că puteți găsi o asemenea Modalitate de a înțelege Universul în epoca modernă sau clasic modernă, ca să spun așa. E adevărat, pentru a continua numai această uh, referință, ideea sunt niște inegalități matematice, formulate matematic, uh, care leagă între ele niște parametri prin care descriem starea sistemelor fizice. Și aceste inegalități arată că nu putem avea o determinare exactă, simultan, al celor doi parametri care sunt legați între ele, conjugați, de exemplu, energia și timpul. Dacă măsurăm foarte bine, cu mare precizie, sau obținem o informație certă despre starea din privința energiei, se distruge posibilitatea de a mai afla care este Timpul în care are loc o anumită, un anumit eveniment cu o anumită particulă. Uneori se numesc aceste relații de nedeterminare, alteori de incertitudine și alteori de. Uh, in, uh, scuzați-mă, indeterminare, incertitudine și imprecizie. Asta arată cum incertitudinea e legată prin imprecizie de. Modul în care noi aplicăm cunoașterea, măsurăm, determinăm valorile uh, cantităților pe care le avem în vedere, nedeterminarea. Asta arată că în lume există ceva pe care subiectiv o numim incertitudine. Că starea reală a fenomenelor are o asemenea dispoziție încât nu poate fi determinată cu precizie, cu certitudine. Iar uh, incertitudinea parcă ne spune ceva despre modul cum obținem informație despre lumea aceasta. Deci certitudinea sau incertitudinea vedeți că în lumea de astăzi nu mai privesc numai opinii sau raționamentele logice, ci privesc de fapt structura lumii, structura cunoașterii și modul în care obținem și transmitem informații despre această lume. Deci este să zicem, printr-o metaforă, îl focalizată viziunea despre lume și despre cunoaștere de astăzi pe incertitudine. Nu Înțeleg. Pe incertitudine. Asta nu cred că este, cel puțin din punct de vedere psihologic, așa cum spuneați la începutul discuției noastre, o stare de bine, într-o perspectivă așa care să fie cât mai generoasă, cel puțin din punct de vedere al duratei temporale. Vis-a-vis de om, uh, credeți că acest secol care este și el uh, atât de greu de, hai să spunem, calificat cum a fost acest secol 20. S au făcut excese și de o parte și de cealaltă și uh, în ceea ce privește cunoașterea și nu am neapărat excese acolo, azi le-aș denumi așa cu o rimă nu neapărat inspirată, ci succese extraordinare, dar excese pe partea asta ale pierderii unei anumite balanțe interioare umane. Nu credeți că a produs acest secol și nu știu, o leziune de asta fundamentală, adică s-ar putea să fim cu toții nevrotici într-o în perspectivă, într-o stare de incertitudine. De asta vă întrebam cât ar părea de hamletian sau de altă natură artistică, dacă omul e făcut pentru certitudine. Se poate trăi în acest paradox în momentul în care ți se vorbește de persoană, unicitate, și așa mai departe, Îți încearcă să se valorizeze tot ceea ce pare ca fiind cert, pe de altă parte să ți se fă, să ofere o educație mai mult decât identică picătorii chinezești în care ți se spune totul este incert, totul nu poate fi definit nimic, nu poate fi de fapt prins ca tare, odată pentru totdeauna, totul scapă până de la un anumit nivel încolo. Aproape că îți vine să spui tot așa, pe o rădăcină de asta artistică, cum că ai descoperit un fel de mecanism al răului pe care uh, cumva îl întreținem. Oricât ar părea de, de paradoxal, putem să ținem acest joc cu proprii noștri nervi până la urmă la infinit, adică să păstrăm acest echilibru fără să derapăm la un moment dat. E greu de raționat asupra situațiilor limită, la infinit. Am impresia că oamenii de știință da. caută cu bună știință da. limita. Pentru că li se pare că atingând limita ating și adevărul. Sau și pentru că se evidențiază mai bine anumite stări ale lucrurilor, inclusiv ale oamenilor, în situații limită. Asta cu asta, certitudine. Asta e evident, evident. Trecerea la limită da. uh, nu este numai un, o metaforă în matematică, ci este și o realitate pe care o întâlnești în viață și care poate să distrugă pe unii oameni, nu? dar De da măsura lucrurilor. Da, dar poate să formeze și caractere, poate să, pe termen lung, tot, tot vorbim, poate să aibă, după unii, și un impact asupra evoluției omului. Uh, nu știu dacă e, e sigur că evoluția biologică a omului a încetat. După mulți, se spare că el și-a realizat, din punctul de vedere al dezvoltării biologice, toate potențialitățile. Nu e de văzut, uh, dar oricum există paliere ale ființei umane care pot fi în continuare potențate și, mai ales, datorită exact acestei presiuni. Trăiești dificil uh, într-o lume a nelinearităților într-un moment care nu se comportă ieri cum s-a comportat astăzi sau cum era da, și care, al, se se mâine, oră, care se schimbă de la oră la oră, Care se schimbă rapid, neprevizibil și adeseori drastic. Nu este da. o leg nu e, o, nu e greu să, uh, rece, să suport schimbările dacă ele sunt legate de evoluțiile anterioare într-un mod uh, care are o anumită uh, dependență constantă suporți greu transformările bruște, transformările radicale, transformările care schimbă destinul oamenilor, valorile, sensul culturii. Astea sunt într-adevăr dificil de suportat. Astăzi cea mai mare provocare la adresa societății, nu numai omului, este riscul. Situații în care nu poți lua decizii fără să te întrebi dacă ce fac nu are consecințe iremediabile pentru că nu intru într-o situație reversibilă. Nu mai pot reveni și să îndrept lucrurile. Am luat o decizie, de ea depinde în mod hotărător evoluția viitoare și dacă această evoluție sau această situație nu poate fi controlată pe baza reversibilității, atunci e o mare problemă și, practic, mulți savanți și filozofi se interesează de modul cum am stăpânit. O asemenea evoluție, care să fie principiile prin care să gândim asupra situațiilor de incertitudine maximă, adică de acestea cu risc irreversibil. Și unele dintre acestea parcă nu sunt depărtate, îndepărtate de noi. Nu mai de îndepărtate, cel sunt puțin mediul. Da, ne dă așa pe la nas. Da, da care privesc multe din uh, situațiile ecologice, situațiile populației, densității și așa mai departe. Uh, unora dintre uh, apariția uh, unor uh, transformări radicale ale societății e ciudat cât de puternică a fost știința, cum ziceam, în secolul care tocmai a trecut, dar n-a putut să prevadă niște transformări excepțional de profunde în ceea ce privește lumea umană, practic niciun, niciun sociolog, de exemplu, n-a prevăzut mișcarea ecologistă, n-a prevăzut feminismul. Imensa valoare care se pune acum pe respectarea genurilor, a drepturilor, așa și mai departe, ale uh, femeilor. Un, o atitudine atât de nouă în civilizația umană, neprevăzută anterior. Nu există, practic, domeniu al cunoașterii care să nu fie afectat de această perspectivă a studiilor de gen, cum se zice. Deci, încă o dată, este extrem de interesant interesantă, provocatoare, incitantă această căutare a unor modalități teoretice de a stăpâni complexitatea, pentru că sursa incertitudinii până la urmă asta este, complexitatea, unii zic dezordinea lucrurilor. Deci noi suntem învățați că de la Platon încoace există niște structuri elementare, simple, pe baza căruia se constituie întregul, se articulează arhitectonic lumea și viața umană. Există ceea ce numesc unii minima moralia. Nu în sensul cărții lui Andrei Pleșu, ci într-un sens filozofic mai vechi, adică semințele moralității, principiile generatoare ale moralității. Ei, Astăzi, în lumea aceasta a complexității și a dezordinii între ghilimele, există tot mai mulți teoreticieni care cred că trebuie să înțelegem altfel lumea și să o reconstituim. Nu din părți elementare spre întreg, ci din. Um, Apariții diferite, din modul de a se manifesta diferit, să găsim paradigme comune. Ne provoacă extraordinar pe toți, de la logicieni până la antropologi, psihologi, găsirea unui mod teoretic de a stăpâni complexitatea, riscul, haosul, evident toate acestea fiind manifestări, dacă vreți, ale acelei idei de care vorbim, incertitudinea. Uh, această paradigmă a societății de astăzi pe care văd că o definiți încă o dată și anume aceasta incertitudini în care vrând nevrând înțeleg că ne aflăm cu toții. Nu știu, mă duce cu gândul la un lucru care ar putea na, să pară poate paradoxal, dar mă gândeam nu este o formă cumva toată treaba asta, toată obsesia asta, problema asumării riscului, a deciziei, a faptului că, domne, până la urmă ți se teamă că s-ar putea să nu mai faci pasul înapoi, să repar dacă ar fi ceva de reparat, până la urmă nu este cumva în mod pervers, aș putea spune, și neasumat și nedorit și accidental, de fapt o, o negare a libertății. Până la urmă a greșit, mie mi se pare o dovadă că libertatea există, eroarea, faptul că există eroare, mie, personal, mi se pare o expresie clară a libertății. Într-o lume în care totul ar fi perfect, ar însemna că totul merge în mod determinat și um, bănuiesc că de aceea, de fiecare dată, utopiile până la urmă ne înspăimântă. Deși încercăm să tot uh, creem așa o lume care să elimine și răul și tot, tot ce avem noi de pus deoparte așa o dată pentru dodauna sau ni se pare nou că ar trebui pus deoparte. Până la urmă, eu știam că parcă o viață în care totul e perfect, în care nu ești niciodată agresat sau cel puțin așa ar trebui să fie această lume, în care totul este frumos, în care totul curge de la sine, ori este într-o altă dimensiune, care nu face subiectul discuției noastre, sau este pur și simplu, o lume a copilăriei. Uh, și asta mi se pare cumva uh, mai interesant. Uh, facem cumva un pas înapoi, încercăm să ne securizăm absolut fiecare decizie, fiecare segment de viață, fiecare uh, uh, posibilitate de a alege aproape ne cenzurăm propria noastră libertate de teamă. Ah, e adevărat că așa s-a și, de către filozof, s-a și introdus un temei pentru acceptarea libertății omului. Faptul că lumea nu este strict determinată și că există loc, prin prezența unor fenomene aleatorii, al liberului arbitru, al deciziei omului, care nu se supune unor legi implacabile, eventual unei voințe divine, transmundane. Asta este una dintre modalitățile de a aduce în lumea ideilor posibilitatea libertății și de a o justifica. Și odată cu asta, progresul uh, următor este să-i atribui omului și uh, consecințele actelor lui libere, adică să-l faci responsabil. Omul modern, matur, nu? matur, responsabil, uh, în cunoștință de cauză, privind efectele acțiunilor sale, dacă sunt determinate de el. Ceea ce zicea cineva că este opusul situației din teologie, în care dacă omul e supus voinței divine, el nu poate fi pedepsit pentru actele pe care nu le comandă propria lui voință. Dar gândiți-vă totuși că la nivelul în care omul trăiește astăzi, acest, această voință pur individuală nu este opusul, nu se opune și nu trebuie ruptă de integrarea lui în varii feluri, în contexte sociale, contexte umane, valorice, culturale, ori pentru această integrare sau prin această integrare, oricât ar fi el de individualist, de uh, excentric, de creator într-un sens... Uh, în care creația înseamnă ruperea barierilor tradiționale, etc., introducerea unor lucruri absolut noi pe lume, e, a toate aceste chestiuni îl privesc pe el ca ființă individuală, dar nu pot, și libertatea lui, nu pot în această lume să-l se să anuleze, cum ziceam, responsabilitatea, posibilitatea de a integra și a da seama a integra acțiunile lui, comportamentul lui, voința lui într-un cadru de valori și de a da seama ca o ființă responsabilă de ceea ce face în măsura în care el însuși a putut să stăpânească conștient toate uh, elementele care sunt legate de o anumită acțiune pentru că există și în acțiunea umană atâtea imponderabile lucruri, în deciziile pe care le luăm. Nu vom reuși, probabil, apropo de limitele de care vorbeam la început, să creăm o teorie logică a deciziei raționale care să ne uh, integreze perfect în lumea asta complexă și care să ne, în felul acesta, să ne dea și un fel de algoritm care să stea în locul uh, nostru, până la urmă. <laughs> da, da, în locul nostru, asta ar fi îngrozitor. Gândirii prin proprietare forțe a lucrurilor, deci să aplici oarecum o măsură comună oricăror oameni. Dar oricum nu trebuie să exagerăm partea aceasta de, cum să vă spun, de consecințe gravisime ale riscului și ale societății complexității complexe sau a lumii complexe, pentru că, repet, eu încă sunt foarte încrezător într-un anumit ideal al raționalității. Astea pot fi ca și de atâtea ori până acum, noi și foarte importante provocări pentru ca omul să găsească noi ipoteze, noi construcții teoretice pentru a le domina. Așa s-a întâmplat dacă, nu ne -am fi, dacă am fi trăit într-o lume lineară în care totul se întâmplă prevăzut Cred că n-ar fi apărut nicio teorie importantă. Pentru că nu da, aveam ar fi, nevoie fi fost de... posibil să apară ceva dacă totul mergea așa cu... Da, aveam, nu, dacă nu, avem o certitudine și <coughs> o siguranță... Cred că uh, am fi neproductiv total. Da, am ieșit din... Uh, am intrat într-un într fel de stare de moarte, moarte informațională, cum, de, de egalitate a uh, perspectivelor. Nu, cred că provocările acestea dar... Oricum, niciodată lumea n-a fost confruntată cu asemenea provocări ca cele de astăzi. Deci, întotdeauna sunt uh, importante, fertile și la originea marilor inovații, marilor deschideri. În general, în filozofia științei se zice că orice importantă descoperire are la bază o problemă. Și cu cât problema e importantă, cu cât e mai mare, cu cât rezistă. Uh, și nu e eventual uitată repede că una dintre cele mai importante moduri de a rezolva o problemă este să o uiți. Cu cât este mai profundă, cu atât ne putem aștepta ca ea să genereze uh, ipoteze importante. Da, sau uh, stări de disconfort la fel de importante. Sigur că nu observăm imediat cât de profunde sunt problemele. Uh, autorul de care vorbeam, Heisenberg, uh, a cerut tatălui lui. Când vrea să-și aleagă universitatea sau facultatea la care să meargă, să aibă o consultație sau o întrevedere, un interviu cu un profesor de fizică din München. Și acest profesor, nu rețin numele, Isa, i-a spus că nu prea mai e importantă fizica, că mai există doar două pete mici de tot, care trebuie rezolvate și se încheie. Aceste pete au fost probleme n-au fost observate cât de importante sunt. Din rezolvarea unei pete de către Einstein a apărut relativității și cealaltă parte a fost rezolvată exact de Heisenberg și a creat mecanica cuantică. Da. Acestea erau exact ceea ce nu, discutăm astăzi, un fel de uh, incertitudini la marginea științei clasice. Deci, uh, problemele ne provoacă întotdeauna iar problemele apar exact când funcționarea lineară, mecanică, previzibilă a unor cade conceptuale de ale noastre nu mai merge, se întâlnesc niște cazuri dramatice, anomalii și trebuie să apară o idee fericită care să o revoluționeze cunoașterea, știința, uneori și comportamentul uman, dar asta este foarte greu. Dar rămâne în genere cu mult în urma schimbărilor care se petrec în stratosfera aceasta a științei, a ideilor. Mi se pare foarte interesant faptul că noi ne putem da nouă înșine prin această nevoie permanentă de a cunoaște și de, până la urmă, să-i spunem lucruri de a scormoni. Nu ne pune nimeni și nimic să scormonim, dar probabil că există un dat. Nu știu de ce, natură genetică, sau de ce ne știe ce altă substanță, care ne face să acționăm în sensul ăsta. Dar mi se pare foarte important că această stare de disconfort uh, perpetu pe care ne oferim nouă înșine uh, intră în contradicție flagrantă cu nevoia noastră de linearitate. Până la urmă, Vrem ca totul să se conserve în datele acelui bine, care de fiecare dată este atât de relativ. Știți, mă gândeam apropo de certitudini că dacă îl pui pe un om să-și definească binele, e foarte greu. Dar când el crede că suferă, știe foarte clar să spună, Doamne, mi-e rău. Și asta mi se pare iar paradoxal, pentru că o certitudine pe partea răului vine întotdeauna. Omul poate să spună, nu poate să spună natura în momentul în care eu știu o angoasă sau alte o depresie, să spunem, nu neapărat când și-a tăiat o mână, atunci știe foarte clar care este natura răului. Dar iată, răul ar putea să fie o cale spre certitudine. De fiecare dată știm când e rău, știm absolut, nu știm când ne e bine. Trebuie să facem niște eforturi foarte mari de judecată ca să ne dăm seama cât de bine ne este de fapt când ne este bine. Dar când ne este rău, recunoaștem imediat. Uh... Iar, ca să mă întorc la ceea ce spuneam, această stare pe care ne auto -o provocăm în nouă înșine, am impresia că dumneavoastră o valorizați pozitiv, adică mi se pare că puteți să credeți în faptul că asta este calea spre regenerare permanentă, care ne duce mai departe și ne face să nu ne oprim până la urmă definitiv. Este certitudinea noastră personală? Pot permite să vă pun această întrebare? E un fel de uh, optimism. <laughs> biologic? Uh, biologic, adică nu vine din constituția mea personală, ci vine într-o educație. Nu, în nu, a specii, pur și simplu. Uh, probabil că dacă n-ar avea un asemenea optimism uh, în condițiile în care a trăit în istorie... Specia umană nu ar fi avut prea multe șanse. Gândiți-vă că, în afara rațiunii, iar nu e foarte bine dotată în lumea animalelor. Da, dar e suficient ca să o pună în vârful da. lanțului trofic, ci că treaba asta, sau cel puțin așa învățăm. Da, este capabilă să raționeze, să vorbească, să transmită informații, să se. Cuvintele sunt pe certitudine? Cert. Iertați-mă că intervin. Cuvintele, nu în modul lor de a le combina, nu limbajul. Cuvintele, faptul că putem formula cuvinte. Nu știu dacă e o certitudine, dar uh, oricum este o capacitate generic umană, nu spun născută. E greu să formuleze asemenea lucruri. Uh, nu știu și, apropo de complexitate, din câte lucruri există în Univers, nu știu dacă uh, se discută foarte mult de această idee. Uh, din punctul de vedere al posibilității de a capta, a transmite, a procesa informație, în ordinea complexității, întâi este lumea vie, o celulă e mai complexă decât Universul în totalitatea lui. Și al doilea, în al doilea rând vine limbașul. Este o uluitoare construcție cum a putut mintea umană cu acest cre capac cu acea cutie craniană atât de mică <laughs> să încapsuleze o, pe, o, cap, o competență uh, limbajul este limbajul sau limba, mă rog, se folosește și într un Are această uluitoare generativitate și putere de a prinde infinitul. Uitați, noi recunoaștem o frază pe care niciodată n-am auzit-o până acum. De ce? Nu știm. Noi putem crea indefinit sau infinit propoziții cu sens, ceea ce nu se întâmplă nicăieri în alte domenii. Este un program al speciei umane, probabil acesta al facultății lingvistice, care, are o, care definește o competență de o complexitate și infinită în structura ei. Înțeleg la scara universului, nu? Pe universul, se zice, dar luat, excepție fânc, făcând, scoțând din el, dacă vreți, lăsând la o parte lumea vie și limbajul. Da. ca structură fizică, plus chimică, dar nu și organizarea biologică. Deci, modurile acestea de organizare fizică, biologică și lingvistică au o anumită complexitate, dintre toate astea cea mai înaltă. Așa se discută în. În lucrările astea, teoria informației și a organizării e proprie în lumii vii. Da. Iar după aceea, limbajului. De limbajul. Deci, dacă ființa aceasta este ceea ce. Uh, se fac pași, sau se poate spera că se fac mai, pași importanți în privința înțelegerii structurii și funcționării limbajului. E o provocare. E una din marile teme ale științei secolului nostru. Există programe chiar în Europa, plătite sau pentru care se investesc bani de către comunitatea europeană, la care participă, de exemplu, și România, pentru a se studia conștiința sau mintea umană, dar conștiința mai ales nu, simplu creierul cu toată, și limbajul, care atrag centre uluitoare de cercetare, exact de, de mărimea ca proiect științific a. Celebrului experiment, Centrul de Cetare de la Geneva, care, mă rog, a avut. Vorbiți de CERN. Da, de, de. Institutul de Fizică, care a avut de rezolvat una dintre uh, predicțiile date de un uh, fizician și, uh, mă rog, care poate fi considerată la răspântia între știința de până acum și știința viitorului. Se întâmplă în fața noastră, în lumea noastră, lucruri absolut remarcabile și ele fiind legate de forța de predicție a teoriilor și deci de a înscrie într-un rând într-o ordine a certitudinii lucrurile care ni se par că sunt uh, ieșite din uh, normal. Apropo, dar în discuția, tema pe care o lansați acum este ce e normal, ce e normalitatea și dacă nu în situații de anormalitate sau subnormalitate, nu putem avea o revelată mai direct starea lucrurilor. E posibil, probabil, experiența asta științifică a secolului în această direcție mai experiența sau deschiderea cea mai reprezentativă a secolului în această direcție este dată de psihanaliză, de o în sondare a unor domenii ale psihicului uman pe care nu le avem la numina clară a reflecției, a rațiunii, a conștiinței integratoare. Dar nu sunt foarte cunoscător în această privință. Am văzut numai niște încercări și în acest domeniu de a pune lucrurile cum vor adepții sau iubitorii certitudini, adică să le matematizeze și să dea predicții. Știți că Freud, creatorul psihanalizei, cel care studiază aceste niveluri uh, determinative pentru întreaga viață psihică a omului în concepția lui, a fost criticat de inamicul numărul unu al certitudinii în secolul 20, filozoful uh, austriac și britanic Karl Popper, un nume celebru. Trebuie după el să trăim, să învățăm să trăim într-o lume de incertitudini pentru că știința nu poate să obțină teorii sau ipoteze confirmate și nu poate doar să încerce indefinit să le infirme pe care le avem, pe cele pe care le avem. Deci noi nu putem obține o certitudine prin confirmarea teoriilor, ci numai un grad de plauzibilitate, de probabilitate al teoriilor în măsura în care acestea au rezistat încercările dure de a le infirma. Asta este metodologia, zice Popper, a savantului de azi, din secolul 20. Acest Karl Popper a criticat și nu numai el, vehement psihanaliza și pe Freud, pentru motivul că aici nu avem știință, pentru că în teoriile lui, ipotezele nu dau niciun fel de predicții. Dacă nu dai predicții, nu poți să fi controlat, nu poți să fi testat și atunci nu poți să numești chestiunea aceasta decât să nu zicem pseudoștiință, el este mai elegant, le numește teoriile lui Pop, lui Freud, lui Marx, în domeniul științelor economice și sociale, le numește programe filozofice. Asta sună destul de rău pentru, <laughs> nu știu, aria filozofică așa să fie denumite programe sau posibilități, mă gândesc. Totuși, având în vedere că o aplicație pe oameni, ele devin importante, prin pur și simplu practica faptului ca atare nu mai vorbesc aici de marxismul aplicat, dar parcă totuși psihanaliza pare așa mai simpatică până la urmă aș vrea totuși să vă întreb un, un, un lucru toată problema asta cu certitudinea pe care am încercat să o aducem aici în atenție este ceea ce ne face să fim ceea ce suntem, tot încercând să ajungem la certitudini. Nu există pericolul de a pune sub semnul întrebării propria noastră existență? Dacă orice se poate uh, ataca pentru a se putea fi demonstrat ca adevăr, uh, pur și simplu încerci și faci un vaccin pe propria ta piele, nu riscăm la un moment dat sub presiunea propriilor noastre întrebări să colapsăm? Întrebarea noastră este extrem de incitantă și binevenită. Este o preocupare a oamenilor de știință și a filozofilor în secolul acesta al complexității și riscului de a avea grijă de știință, se cheamă, dacă vreți, așa, în câteva cuvinte, știința bine făcută. Omul de știință, pentru că în mâna lui sunt, să zic așa, forțele faustice. Dar, iertați-mă, vedeți și această afirmație: omul de știință. Până la urmă, noi facem tot așa cum suntem cu dezechilibrele, cu umorile, cu necunoașterele, cu temerile, cu răul și binele din noi. Noi facem aceast, acest proces de cunoaștere. De fiecare dată când încercăm să cunoaștem, ducem în cârcă toată umbra asta, tot ceea ce suntem. Putem în permanență să ne atacăm pe noi înșine? Da, eu mă refer la, să zic, cunoașterea pe care ne oferă sau ne produce cercetarea științifică, pentru că asta este nu numai... Cea mai abstractă, mai înaltă, dar este exemplară și pentru celelalte tipuri de cunoaștere. Ea este luată ca model. Cunoașterea comună este caracterizată și aceasta care ne orientează în viață, uneori ne dă și idealurile de viață, această cunoaștere comună. Noi, practic, nici nu ne dăm seama cum să o caracterizăm și în ce constă ea, decât prin, decât prin comparație cu cunoașterea științifică. Nu mai o clipă, că de dacă tot am ajuns De ce aici, era, știți? E cam... Miza întrebării mele, de fapt, e alta. Nu trebuie să omorâm omul pentru a merge mai departe, de fapt? Nu omoară această cunoaștere. Normal, nu vreau să spun la propriu, dar nu trebuie să uităm ceea ce am crezut că suntem, tot punându-ne atâtea întrebări și trebuie să devenim altceva? Nu vreau să vorbesc în spirit nician aici sau de altă factură. Se poartă tot felul de, de teorii și nu numai, și aplicații deja în domeniul științific în care se vorbește. Și aici am în vedere singularitatea și așa mai departe. Toate treburile astea în care pe baze științifice vom progresa, vom deveni de fapt altceva decât ceea ce suntem. Că omul este o până la urmă o aglutinare de sensuri care trebuie depășită și reîncercat o nouă paradigmă în care, de la care trebuie să plecăm. Nu ne atacăm, nu ne subminăm pe noi înșine, ca unitate, ca sens. Adică aceste încercări de a obține proiecții diferite ale omului în raport cu ce este acum. Cu ce este acum deci da. proiectări pe alte coordonate. Facem... Vorbați la un moment dat de o posibilă stagnare. Dar, cel puțin, așa după am cum spuneți... Am auzit și eu, au fost și conferințe în, la Oxford. De da, exemplu. și nu numai. Ați auzit, nu? Da, pe și la Princeton, și peste tot, exact, tot se vorbește sau... de treaba asta. Adică, omul ca a etapă care trebuie depășită. Oricât ar suna de catastrofal. Și de faptul că omul și-a epuizat, practic, competențele creative. Da. Capacitățile creative. Și trebuie ajutat cumva. În el eu... însuși. Adică, noi am trebuit să ne ajutăm pe noi înșine eu... ca să facem pasul decisiv către. Nu știu cât, cât de. incertitudine absolută, ca să spunem așa. Uh, cât de uh, întemeiate pe rezultate științifice, certe sunt aceste ipoteze care sunt lansate. Eu rămân încă optimist uh, pentru că, uh, în ciuda, repet, uh, capacității fizic limitate a creierului uman, el cred că poate să își, își relanseze competențe noi pentru care această plasticitate, complexitate pe care nu are nimeni. Asta însă nu are, nu e un răspuns direct la întrebarea dumneavoastră, era un fel de răspuns la o întrebare subsidiară. Întrebarea aceasta, dacă proiectând, făcând experimente, într-un fel, cu ființa umană, proiectând-o pe coordonate care nu sunt propriu stărilor lui anterioare, nu e educat în asemenea cadre, nu cumva îl vom, îl vom reduce la o, o stare minimală, vom face sau poate un experiment de laborator. Noi ne vom fi nou înșine ne da. cercetători și, și subiect al experimentului. Da, păi tocmai de -aia încep să, să vă spun că există supravegheri, există deci programe de, de, or, de coordonare etică, există instituții internaționale care au acest obiectiv, etica cercetării, să nu deri, să deriveze în în direcții să nu ajungă în direcții necontrolate de valorile umane, cercetările științifice. Și nu numai asta, să alegi de la început resursele sunt limitate. Asta este o teoremă fundamentală a lumii de astăzi. Slavă Domnului! Cumva. Trecut... Da. Dacă sunt resursele limitate, cu atât mai mult se impun se impune un control rațional și valoric al direcțiilor în care evoluăm. Uitați-vă, mecanica, pardon, biologia moleculară, zic oamenii, și-a rezolvat problema fundamentală. Știe cum se întâmplă cu ADN-ul și așa mai departe. Acum ea are posibilitatea să se transforme în știință aplicată și să rezolve problema cancerului, dacă poate, probleme ținând de sănătatea omului, dar să și facă inginerie genetică, să Uh, nu Să cloneze. Să facă supra oameni. Să, facă, sau da, sub -oameni. Să, încerce, să încerce să mărească artificial unele performanțe de mecanice. le încoace lucrurile se da. cunosc, măcar din punct de vedere tot tocmai de, tocmai de aceea, poate nu se știe prea bine, modelul în programul genomului, care a fost uluitor de costisitor și de important în America, a fost supravegheat. Îmi pare rău că e discuția între filozofi de un filozof american. El nu era specialist, el în primul rând era matematician și filozof. Lui s-a uh, de, uh, delegat această, uh, acest rol să aibă supravegherea unui program de... E ca și problema bombe atomice, nu știi ce efecte secundare sunt și nu știi cum să le stăpânești. E nevoie de o asemenea, de o asemenea uh, politica a științei bine făcute, bine făcute în sensul care să poată răspunde un, unor nevoi uh, obiective ale ființei reale și nu să răspundă unei curiozități Excesive a unui om de știință. E adevărat, fără curiozitate nu există știință. Și filozofia s-a născut din mirare, adică din curiozitate. Dar uh, curiozitatea nu este o valoare în sine unică. Ea trebuie nu, coordonată uh, și, și chiar uh, îndrumată de alte valori, de, de cele în special care sunt uh, țin de prezența și de perpetuarea umanității. Pentru că probabil valoarea supremă în om este omul. Să sperăm. Domnule profesor Ilie Pârvu, din păcate aici trebuie să ne oprim. A fost o onoare să vă am alături în cadrul acestei discuții. Vă mulțumesc încă o dată pentru faptul de a fi dat curs invitației pe care v-am adresat-o. Tuturor celor care ați avut răbdarea să ne ascultați, vă mulțumesc și vă rămâneți în continuare pe RFI.